Ministerul Finanțelor Publice a împrumutat 600 de milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu maturitatea la 12 luni, la un randament mediu în creștere față de licitația precedentă pentru astfel de titluri din luna iulie, notează Curierul Național. Ofertele primite de trezorerie de 1,4 miliarde de lei au depășit de peste două ori suma vizată. Randamentul mediu s-a situat la 2,9% pe an, comparativ cu 1,93% la licitația precedentă pentru certificate pe 12 luni, desfășurată la sfârșitul lunii iulie, când statul a împrumutat 1 miliard de lei. Cifra de afaceri a CFR Marfa a crescut cu 8,4% în primele 6 luni la 437,2 milioane de lei, iar volumul de marfă transportat de compania feroviară de stat a urcat cu 13% față de primul semestru al anului trecut, de la 12,6 milioane tone la 13,6 milioane tone, informează Curierul Național. Ca urmare a creșterii acestor indicatori, CFR Marfa a înregistrat o reducere a pierderilor financiare cu 79% față de perioada similară a anului 2013. Farmexpert, al doilea mare distribuitor român de medicamente cu o cifră de afaceri de peste jumătate de miliard de euro, intră în portofoliul Walgreens, în prezent cel mai mare lanț de farmacii din Statele Unite ale Americii, care preia Alliance Boots. Proprietarul afacerii românești scrie Ziarul Financiar. Walgreens plătește aproape 6 miliarde de lire pentru pachetul de 55% din acțiunile Alliance Boots, pe care în prezent nu le deține. Tranzacția este programată a se finaliza în primul trimestru din 2015, iar noua companie se va numi Walgreens Boots Alliance, având sediul la Chicago. Ministerul Fondurilor Europene a trimis oficial Comisiei Europene primele trei programe prin care România va atrage fonduri europene de până la 5,76 de miliarde de euro în perioada de programare 2014-2020, informează Mediafax. Astfel, Ministerul a transmis versiunile oficiale ale programului operațional Capital Uman, care are alocați 4,22 miliarde de euro, programul operațional Competitivitate, care are alocate 1,33 miliarde de euro și al programului operațional Asistență Tehnică, pentru care sunt alocați 221 de milioane de euro. În perioada de programare 2014-2020, România beneficiază de fonduri europene în valoare de aproximativ 43 de miliarde de euro. Mai multe informații găsiți pe site-ul b1.ro la categoria Economic.